Salut! Eu sunt Adriana. Astăzi mă întorc de la Berlin, la București. Toată săptămâna trecută am ținut niște ateliere de educație sexuală în două licee din București și a fost foarte mișto pentru că asta e una dintre lucrurile mele preferate de făcut și pentru că mai mult decât asta, copiilor care au avut parte de această sesiune de educație sexuală le-a plăcut foarte, foarte mult. Am ținut câte două întâlniri în două licee, deci asta înseamnă că a fost gen part 1, part 2, partea 1, partea 2 pentru fiecare liceu, marți și miercuri prima parte și joi și vineri a doua parte. O să vă spun, o să merg așa pe scurt și o să vă spun că asta de fapt este o poveste despre cum am fost dat afară dintr-un liceu, de directoarea liceului, pentru că părinții nu au fost de acord cu conținutul sesiunilor mele de educație sexuală pe care le-am ținut în prima parte, marți, și sunt destul de supărată în legătură cu chestia asta și există câteva lucruri pe care aș vrea să le spun. Și odată și la nivel personal, așa în interacțiunea cu această directoare și odată și despre sistemul care a creat această situație. Sunt supărată pe această directoare pentru că nu a fost profesionistă. Eu când am fost joi din nou la acest liceu, totul părea că este în ordine. Copiii mă așteptau, se bucurau. O fată a venit cu un coleg de-a ei care voia și el să participe pentru că ea a spus că e foarte mișto. După ce în prima sesiune marți, ei mi-au spus: "A, e în regulă, putem să mai stăm." Când eu întârziasem și activității, îmi spuneau: "Putem să mai stăm o oră, nu e nicio problemă." Pentru că era cu adevărat super on fire, așa, se discuta foarte deschis. Și deci am ajuns acolo, am încercat să-mi pun lucrurile în clasă, până când a venit această doamnă directoare. Așa. A întrebat cine sunt, de sunt la dumneaei în școală. Chestie care, da, mă rog, discuția a continuat pe acest ton în care ea mă întreba cine sunt, îmi spunea să părăsesc incinta și era foarte agitată legat de conținutul chestiilor de educație sexuală pe care deja le-am făcut. Ceea ce se întâmplase a fost că niște părinți nu au văzut o parte din fișele pe care eu le-am folosit la acea activitate la clasa nouă cu copii de 15 ani și au considerat că nu e în regulă să vorbești cu copii de 15 ani despre lucruri ca masturbare sau sex într-un fel explicit. Iar ea s-a raliat complet poziției acelor părinți și a dat mai departe agresiunea pe care ea a primit-o de la ei către mine. A fost foarte agresivă în discuție cu mine. Nu am venit să-mi spună: "Hei, uite, am primit aceste plângeri de la părinți sau aceste nemulțumiri de la părinți." Eu consider că în acest climat în care totul se medializează foarte ușor, etc., și eu îmi fac temeri pentru liniștea instituției mele, că e mai bine pentru instituția mea să nu continuăm sau ceva de genul ăsta și îmi pare rău că ai venit aici, dar astăzi nu se poate să îți țin în continuare atelierele. Și mi-a spus așa, mă las în militărește cu domnișoară, etc. Și mi-a spus să plec. I-am spus că respect decizia dumneavoastră, că o înțeleg. Am întrebat-o dacă și că voi pleca și am întrebat dacă putem discuta măcar 5 minute pe alt nivel despre aceste aspecte. Mi-a spus că nu. Pentru că încercam totuși să ajung la educatorul din ea care poate vrea totuși să discute despre necesitatea educației sexuale, dar nu era așa dispusă. Ok, astăzi am supărat pe ea la nivel personal că nu s-a purtat ok cu mine, deși am fost apărat acolo de un profesor de legătură care a fost cel mai des în legătură cu ONG-ul prin care eu am ajuns acolo. ONG care, și o organizație care cu care școala semnase deja un acord din martie, știa ce conținut va avea proiectul. Proiectul este mult mai mare, ceea ce eu făceam acolo este mai o parte foarte mică. Da, mai o chestie pe care sunt supărată și cred că asta este cea mai importantă chestie, este o chestie la nivel de sistem. Consider că, ok, nu există educație sexuală în școlile din România în mod obligatoriu. Ceea ce se face în cadrul, să zicem, educației pentru sănătate, un opțional, puțin la biologie și apoi există actori din diferite ONG-uri care merg acolo. Unele ONG-uri sunt mai profesionalizate și fac lucrul ăsta de mult timp, cum sunt, de exemplu, colegii mei de la Tine pentru Tineri. Apoi există
alte ONG-uri care încearcă niște intervenții de educație sexuală punctual, așa cum cât de multe sunt resursele lor, așa cum s-a întâmplat acum, când acest ONG m-a invitat pe mine să merg în acest liceu în care ei deja erau activi și cu care aveau relații. Și cu toate bunele noastre intenții și cu faptul că eu sunt un profesionist în acest domeniu și sunt foarte încrezătoare pe ceea ce fac și pe cum organizez lucrurile, ceea ce facem noi este până la urmă în cadrul unui sistem care este viciat și unde există carențe de educație sexuală, este să acoperim niște găuri în acest sistem, adică nu reușim să facem lucrurile așa cum ne-am dorit, nu avem, de exemplu, resursele sau nu am avut în cadrul acestui proiect resursele să informăm actorul, părinți, poate așa cum ar fi trebuit să informăm despre conținutul orelor de educație sexuală pe care eu urma să le țin. Nu este educație sexuală, noi încercăm să acoperim aceste găuri, avem resurse puține să acoperim aceste găuri, cum ar trebui să se facă super perfect. După aia, avem factorul școală care, de principiu, spune ok la chestia de educație sexuală, adică această directoare a fost în sufletul ei de acord să facem ore de educație sexuală, dar apoi s-a speriat când a venit factorul părinte și a spus că nu este în regulă ce se întâmplă. Adică, așa cum eu am simțit din interacțiunea cu această profesoară, cu această doamnă director, ea în sufletul ei a fost ok cu ideea de a face educație sexuală, ca educație sexuală să fie făcută la ea în școală, dar cum a primit mi-au spus că părinții i-au scris la 10:30 seara pe WhatsApp sau ceva de genul ăsta. Nu știu de ce o directoare primește mesaje la 10:30 seara de la părinții de pe WhatsApp și în funcție de asta, de reacțiile părinților reacționează imediat. Dar asta este situația, este strânsă cu ușa de părinți și în momentul în care este strânsă cu ușa de părinți, preia atitudinea acestora și vine și este foarte agresivă cu mine și performează, din punctul meu de vedere, neștiința. Ea nu a știut ce este în acest proiect, ea nu știe ce înseamnă educație sexuală, este mult prea explicit pentru copii de 15 ani să vorbești despre diferite comportamente sexuale, etc., etc., etc. Adică profesorii sau directorii renunță în așa cum a fost în acest caz, renunță la rolul lor de educator și din perspectiva în care renunță să pună binele suprem și dreptul la educație al copiilor pe primul loc și pun pe primul loc temerea lor ca funcțiile lor sau situațiile lor în școală sau situația din școală să nu fie tulburată, pentru că le este teamă că părinții vor merge și vor face plângeri la inspectorat. Această directoare mi-a spus că ea nu are nevoie de atenție mediatică, deci oprește activitatea de educație sexuală care se întâmplă pentru că nu vrea să ajungă în scandalul la școală. Am spus că o înțeleg foarte bine și o înțeleg foarte bine dintr-un anumit punct de vedere. Astea sunt oarecum ramele așa în care ea se mișcă, dar nu respect faptul că cedează la presiuni din partea părinților. În legătură cu părinții, vreau să spun că eu consider că părinții sunt actori foarte importanti când vine vorba despre educație, așa cum statul are dreptul în educarea copiilor, așa și părinții au dreptul în educarea copiilor. Consider că acest drept trebuie respectat, consider că dacă vrem să existe un program de educație sexuală la nivel național în școlile din România, părinții trebuie implicați. În același timp, nu consider că părinții care nu sunt experți, adică consider că trebuie să existe un dialog constant cu părinții, dar nu consider că este ok ca părinții care nu sunt experți să dicteze așa de rapid printr-un mesaj către directorul școlii ce se întâmplă la nivel educativ în școală și ce nu se întâmplă. Asta cred că nu este ok, cred că este un simptom al unui sistem viciat și cred că aceste lucruri legate de imixtiunea părinților nu se întâmplă numai în legătură cu educația sexuală. Cred că părinții reușesc să perturbe activitatea educativă sau felul în care lucrurile se desfășoară într-o școală în foarte multe direcții în școlile din România. Ambele workshop-uri. Mie mi-a plăcut că am avut ocazia să punem întrebări într-un cadru care era sigur. Nu mi-a
mi-a plăcut că au existat probleme organizatorice și de time management. Le-am spus câteva chestii așa super rapid. Aș mai fi vrut să aflu lucruri despre, consider că am aflat tot ce trebuia să știu și că informația a fost foarte bine structurată. Pe o scară 1 la 5, ce mi-a dat cursului, excelent, right? Am aflat lucruri noi și adevărul despre anumite mituri, metode de contracepție, etc. Nu i-a plăcut nimic, în sensul că n-a fost nicio chestie care nu i-a plăcut. Aș vrea să aflu lucruri despre corpul meu pe plan reproducător, dar majoritatea mi-au fost explicate. Notă excelent. Mi-a plăcut că am fost rămurit despre multe mistere. Nu mi-a plăcut că nu toți am vorbit foarte mult. Nota 4, adică bun. Mi-a plăcut că am vorbit despre tot, despre atât de multe lucruri necesare. Mă bucur că am avut ocazia aceasta. În general, cunoșteam informație de bază, dar tot am aflat lucruri noi. Nu mi-a plăcut că a durat doar 3 ore, că a fost cineva care a participat doar la o parte. Aș mai fi vrut să aflu lucruri despre loviturile în zone genitale, mai ales la băieți. Mi-a plăcut că am putut vorbi deschis pe subiectul acesta, inclusiv cu colegii. Nu mi-a plăcut că a existat un mic stres prima dată din cauza subiectului, dar mi-a trecut și a devenit rapid interesant și chiar relevant. Aș mai fi vrut să aflu mai multe lucruri despre infecții cu transmitere sexuală în detaliu. Notă 5, excelent. Mi-a plăcut că a fost o atmosferă relaxantă. Nu mi-a plăcut că nu a vorbit toată lumea, pentru că nu toți au dorit să-și exprimă opinia. Aș mai fi vrut să aflu lucruri despre contracepția pentru sex oral la fete. Notă 5, excelent. Mi-a plăcut că s-a vorbit foarte deschis și mulți ne-am simțit mai liber în mediul și grupul în care ne-am aflat alături de Adriana Rad. Nu mi-a plăcut că multe persoane totuși încă au avut parte de niște rețineri. Aș mai fi vrut să aflu lucruri despre nimic anume, totul a fost perfect. Și tot așa, tot feedback-ul pe care l-am primit a fost foarte, foarte bun la această întâlnire. Tinerii o spun, consider că ceea ce fac este necesar. M-au întrebat de ce nu mai vin, m-au întrebat de ce nu vin mai des, le-am spus că nu am resurse și îmi pare rău că atunci când există mici resurse ca eu să merg în școli, sunt dat afară. Da, nu am voie să filmez acum, pentru că curând aterizez la Berlin. Vino să fac clipuri de educație sexuală. Sper să urmăriți în continuare și să susțineți Sexul vs. Barza, pentru că Sexul vs. Barza are nevoie de susținerea voastră. Și numai.